9 și 30 de minute invitatul dimineții la RFI este președintele formațiunii Forța Dreptei, fostul premier Ludovic Orban. Discutăm despre legea pensiilor, despre măsurile fiscale, despre anul electoral viitor. Bună dimineața, domnule Orban, mulțumesc că sunteți în studioul RFI. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Ne puteți asculta la radio, ne puteți și vedea pentru că suntem live pe Facebook în acest moment. Pornim discuția cu legea pensiilor, domnule Orban, pentru că ea a fost aprobată recent de uh, guvern. După anumite tensiuni am văzut între PSD și PNL privind impactul bugetar al acestui document, actul normativ ajunge acum în parlament unde ar trebui teoretic dezbătut și votat până pe 20 noiembrie. Cum vi se pare legea? Sigur că mai trebuie lucrat la lege. N-aș vrea să fac acum o analiză că noi, practic comisia noastră de muncă face o analiză mai detaliată a proiectului de lege, dar și uh, spune un lucru foarte interesant. Cum vine anul electoral, cum PSD vrea să crească pensiile. Iar vrea să crească cu procentul ăla 40 magic la 40, de 40 pe la 40% dacă vă aduceți, dacă vă aduceți aminte, uh, și în legea adoptată în 2017 au bulversat complet sistemul de creștere a punctului de pensie anuală în funcție de rata inflației și de creșterea salariului mediu brut, au stabilit ei din burtă că vor crește pensiile, unele de la 1 iulie, de la 1 septembrie, cu niște procente care nu aveau nicio legătură cu realitatea. Tot atunci, în legea 127, au stabilit un principiu corect pe care îl susțin și e normal și firesc că să aibă loc un proces de recalculare, astfel încât să se asigure. Că la o contributivitate similară, pensia este similară, indiferent de anul de pensionare. Astăzi, tot din cauza PSD, datorită transferului contribuțiilor integral în sarcina angajatorului, pensiile de la după 2019 au crescut în raport cu pensiile la contribuție similară. Uh, pentru pensionarii de dinainte, pentru că a fost afectat un coeficient de corecție în mod artificial, ca urmare a faptului că toate contribuțiile trecând în spinarea angajatului practic s-au schimbat, formula a rămas aceeași, doar că s-au schimbat niște elemente, și în mod artificial, cei care s-au pensionat pe 2019, la contributivitate similară, uh, aveau pensie diferită. Și, practic, în legea 127 era cuprins acest principiu al recalculării pensiilor, astfel încât toți pensionarii beneficiază de pensie similară la contributivitate similară. Termenul de realizare a acestei recalculări prevăzut a fost 1 septembrie 2021. PSD a venit la putere în noiembrie 2021. A prorogat termenul de intrare în vigoare la 1 septembrie 2023, L-a prorogat din nou fără să scoată un sunet și fără niciun fel de comentariu public. Cred că am fost singurii care am uh, protestat uh, că nu s-a realizat recalcularea pensiilor și că s-a amânat din nou recalcularea pensiilor pentru ca să se facă această recalculare a pensiilor uh, uh, când? În anul electoral. Asta este, de fapt, uh, ceea ce vreau să menționez în mod uh, expres de doi ani de când sunt la putere. Ei au crescut uh, punctul de pensie cu valori mai mici decât rata inflației și creșterea economică, puterea de cumpărare a pensiilor s-a degradat în mod evident, iar acum, în an electoral, vor iară să iau ochii celor care sunt uh, la vârsta pensiei uh, cu niște majorări uh, pentru care, ca să fim cinstiți, Ministerul Finanțelor a precizat foarte clar că e nevoie de un efort bugetar suplimentar în condițiile evoluției economice pentru ca să se asigure sustenabilitatea plății pensiilor respective. Bun, deci din ce spuneți reiese domnule Orban că ce propune acum PSD-ul cu această lege a pensiilor nu prea este fezabil. Vorbeați de acel procent magic, ca să vă citesc, de 40%. Nu se poate, nu? Cam asta ar fi. Acum eu nu știu de unde au scos procentul ăsta, că recalcularea pensiilor pentru a se aduce toate pensiile la același, nivel, la același nivel de contributivitate este un proces complex în care e foarte greu să anticipezi cu cât vor crește pensiile. Dar e tot așa, ei se întorc la magicul procent de 40% care a pur și simplu a, a creat niște speranțe, niște iluzii pentru... Niște așteptări, pentru, da. Niște așteptări pentru pensionari pe care niciodată nu au fost în stare să-l realizeze. Forța Dreptei cum va vota în Parlament? Ce veți face? Uh, noi pregătim un set de amendamente și în mod clar dacă amendamentele noastre nu vor fi acceptate, vom vota împotriva. Un amendament de asta, bază asta, care... Asta fără, fără ca să... fără ca să existe... Ei imediat o să spună că cine votează împotriva legii pensiilor, împotriva creșterii pensiilor. Nu e adevărat. Noi am cerut, noi avem un proiect de lege depus în Parlament ca, mai mult decât atât, pregătim o inițiativă de revizuire a Constituției în care să includem obligativitatea indexării anuale a pensiilor, cel puțin cu rata inflației pe anul anterior. Uh -huh. La ora actuală se calculează. Uh, în urmă, practic, cu 2 ani, în urmă cu 2 ani. Da. În urmă cu 2 ani de zile. Compensarea pierderii puterii de cumpărare se face cu o întârziere de 2 ani de zile. Că, în mod normal. Dar se acum parte. această majorare de la 1 ianuarie, practic, va fi cu 13%, 13,8%, dacă nu mă înșel. Deci, în cu rata de inflației, de inflației pe, pe, în funcție de, de rata inflației pe 2022. Mm -hmm. pe 2022. Pe 2022. Mm -hmm. Rata medie a inflației. Rata inflației anualizată a fost vreo 16%, aproape 16%, dar rata medie, cum se calculează, a fost în jur de 13, ceva. Cum poți corecta discrepanțele din legea pensiilor fără să distrugi bugetul? În normal, trebuie să existe o fundamentare solidă din punct de vedere al sustenabilității financiare pentru orice măsură. Noi am susținut recalcularea pensiilor pentru că este o chestiune justă. E normal că dacă tu ai, contribu ai contribuit aproximativ la fel, nu poți tu să ai o pensie cu 30% mai mică decât unul care s-a pensionat în 2021. Nu E normal, nu e firesc. Deci, la contributivitate similară este firesc să existe pensie similară. Numai că acest proces, repet, trebuia să se finalizeze la 1 septembrie 2021, în niște condiții, când aveai o creștere economică, când aveai alți parametri economici și altă sustenabilitate bugetară. Între timp, coaliția a făcut praf bugetul, a generat cheltuieli pentru care, în mod evident, nu există venituri, o mulțime de cheltuieli care nu erau necesare, care sunt, în general, cheltuieli pentru întreținerea clientelei politice și economice, și situația este diferită acum. După ce ai generat toate aceste cheltuieli, e mult mai complicat să crești pensia, să faci recalcularea pensiei așa cum trebuia să o faci în septembrie 2021. Iar din cauza acestui buget <coughs> croit într-un mod neinspirat, neinspirat, -ne cum au spus mai mulți analiști economici și evident opoziția parlamentară, avem acest set de măsuri fiscal-bugetare puse deja în aplicare, unele au intrat deja în vigoare, altele urmează să. Cu ce impact, credeți? Nu e prima creștere a fiscalității pe care o decide acest guvern. Prima creștere a fiscalității a fost cea adoptată prin ordonanța 16. Uh, și la data respectivă am sesizat avocatul poporului, am solicitat atacarea la Curtea Constituțională, nu a atacat la Curtea Constituțională ulterior, așa cum am atacat legea pe care și-a angajat răspunderea Forța Dreptă, împreună cu SRE am atacat legea la Curtea Constituțională, din păcate din Curtea Constituțională nu mai există. Este o anexă actuale puteri care nu mai judecă după Constituție, ci pur și simplu ia decizii în funcție de interesul partidelor aflate la putere. Sunt niște măsuri fiscale stupide, aberante, care lovesc exact în oamenii care generează dinamism economic, valoare adăugată, care duc greul economiei, atacă mediul privat, atacă antreprenorii, atacă angajații din mediul privat, atacă cei care exercită profesii liberale, cei care câștigă venitul din activități independente, în general atacă clasa de mijloc. Sunt măsuri de creșterea fiscalității pentru clasa de mijloc, împotriva clasei de mijloc, care nu vor avea niciun efect. Ridicol impozit pe Baxiș N-a generat nici măcar 15% din sumele Pe care ei le-au previzionat Creșterea accizelor Nu numai că nu a dus la Creșterea încasărilor la buget din accize Ci din potrivă au scăzut încasările La buget din accize Supraimpozitarea contractelor part-time A dus la încheierea a peste 200.000 de contracte part-time care nu se știe dacă s-au regăsit în contracte pe perioadă îndelungată. Asta mă refer la ordonanța 16. Și acum, măsurile adoptate sunt niște măsuri aberante, care nu au fost aplicate nicăieri. Nu există niciun fel de analiză a efectelor pe care le poate genera, plus că sunt niște măsuri care N-au nicio logică economică. De ce să-i pedepsesc pe cei meritoși? De ce să impozitez mai mult, de exemplu, pe cei care au micro-întreprinderi și care au cifra de afaceri peste echivalentul a 60.000 de euro? Uh -huh. De ce să-i pedepsesc să, să le pun impozit pe cifra de afaceri 3% față de, să zic, impozitarea pe cifra de afaceri care este pentru marile companii, deși nici acolo nu sunt de acord ca. Principiu, De ce să impozitez niște companii pentru că au cifra de afaceri peste 50 de milioane? De ce să-i pedepsesc? Obiectivul oricărei companii este să se extinde, să se dezvolte, să aibă o cifră de afaceri cât mai mare, pentru ca să crească ca și cote de piață. Poate compania respectivă practică niște prețuri sau niște tarife mai mici. Poate că își plătește mai bine angajații ca să-și fidelizeze și poate că are un profit mai mic. De ce să-l pedepsesc pe ăla care crește, se dezvoltă, depășește o cifră de afaceri pentru care are o politică de uh, răsplătire a resursei umane, a echipei cu care lucrează și pentru că practică niște prețuri, să spun, mai mici, competitive, și din cauza asta înregistrează profituri mai mici. Și, și îl taxez la fel da. pe ăla... Care își plătește mai prost angajații, care uh, practică niște prețuri mai mari, profitând de anumite conjuncturi și care își maximizează profitul. Până la urmă, uh, îl dezavantajează de exact pe omul de afaceri, unul care are cifre de afaceri și care își diminuează profitul sau are un profit mai mic tocmai pentru faptul că își se comportă corect în piață. Și credeți că urmează domnule Orban și alte măsuri de acest gen, alte măsuri fiscale? Pentru oh. că Marcel Boloș, ministrul de finanțe, spunea că nu este exclus, dar evident nu în anul electoral viitor, ci poate în 2025. Cu siguranță PSD pregătește impozitul progresiv. Nu am nici cea mai mică îndoială în această privință. PNL nu a acceptat până uh, Nu a acceptat acum, că e campanie electorală, dar în starea de debilitate în care va ajunge după alege, dacă va mai fi luat la guvernare, deși mă îndoiesc că PSD va mai avea nevoie de un tovarăș de drum decredibilizat și fără niciun fel de busolă politică, uh, dacă va mai fi la guvernare, va accepta și impozitul progresiv, va accepta și creșterea tva ului Uh, sincer vă spun, uh, uh, toate aceste măsuri sunt niște măsuri absolut stupide De exemplu, uh, Ciolacu a băut apă după Dragnea Impozitarea pe cifra de afaceri este visul de al lui Dragnea Pe care l-a și impus, noi l-am scos Noi, liberalii adevărați, în 2019 când am uh, dat jos guvernul și am reușit să... Creăm temporar o majoritate parlamentară, am desfințat supraimpozitarea contractelor part-time, am desfințat impozitarea pe cifra de afaceri care putea să impusă pentru companiile din energie, pentru companiile din uh, comunicații, taxarea pe cifra de afaceri și pentru bănci. A visat Dragnea să impună uh, impozit pe cifra de afaceri pentru bănci. Impunerea unui impozit suplimentar de 2% pentru bănci. Impozit pe cifra de afaceri, suplimentar față de impozitul pe profit pe care îl uh, plătesc, este o măsură antieconomică, o măsură care va genera niște efecte extraordinar de negative, pentru că nicio bancă nu va accepta să-și minimizeze profitul. Iar impunerea unei taxe pe cifra de afaceri de 2% va diminua drastic profiturile băncilor, și atunci o să apeleze la alte instrumente. Fie vor crește cartul între dobânda la credit și dobânda la depozit, fie vor mări comisioanele, fie vor împrumuta statul, pentru că statul, cea mai mare parte din finanțarea deficitului, o face prin titluri de stat care sunt cumpărate de bănci. Uh -huh. Nu vor mai cumpăra titluri de stat decât la randamente care să... Le convine. Adică, o să ducă statul până la urmă, tu, guvern, te-ai uh, uh, impus o taxă împotriva celor care îți finanțează deficitul, niște condiții rezonabile. Păi, băncile nu o să-ți mai financeze, iar să ajungi în situația în care să te duci numai pe piața externă, să te împrumuți sau să te duci numai către cetățeni, nu este sustenabil nivelul de deficit pe care îl are astăzi România dacă nu te mai finanțează sistemul bancar intern. Bun, vorbeați mai devreme, domnule Orban, despre actuala guvernare. Opoziția actuală pregătește o alternativă la actuala putere, așa numitul pol de dreapta, forța dreptei PMP-USR. Aș vrea să vă întreb cum se cristalizează acest proiect. Greu, am să fiu onest de cu ce? dumneavoastră. Îmi place să vorbesc despre un lucru decât în momentul în care se realizează, dar în momentul de față suntem departe de a putea să ne înțelegem. Sigur că uh, sunt adeptul uh, unei coalizări uh, a forțelor din societate și a forțelor politice care reprezintă. Să spun clasa de mijloc, oamenii care gândesc, oamenii care vor reforme, care reprezintă cu adevărat oamenii care sunt corecți, care respectă legea, care nu vor privilegii și care vor cu adevărat egalitate în fața legii și vor într-adevăr o dezvoltare economică în care se bazeze pe merit, pe inițiativă, pe asumare de răspunderi și pe muncă serioasă. E nevoie de o astfel de coagulare pentru că e clar că actuala guvernare duce România spre faliment. Nu am nici cea mai mică îndoială. Sau spre o nouă păcăleală. Pentru că PSD mai păcălește odată pe oameni în alegeri, după care Va veni, după principiu, după noi, potopul. Dacă rămân ei la guvernare, evident că vor trebui să ia măsuri drastice de corectare a gravelor deficite care sunt create prin niște cheltuieli care nu au niciun fundament economic și care sunt cheltuieli pentru clientela politică. Veți avea liste comune la acest pol de dreapta teoretic. Cum ar trebui să le faceți? Încă o dată, nu vreau să discut. Eu am fost mandatat să începem dialogul. Vom începe dialogul. Trebuie respect reciproc, trebuie încredere, trebuie găsite punctele comune, acele puncte care ne unesc. Trebuie creată un program alternativă, trebuie formată o echipă serioasă și trebuie respectată fiecare formațiune politică și trebuie stabilite niște criterii obiective pe baza cărora să se poată construi o alianță solidă, funcțională. O alianță care, într-adevăr, să ofere o alternativă credibilă și serioasă. Noi, ca forța dreptei, oricum suntem pregătiți să mergem pe liste proprii. Strategia noastră pe care am votat-o în cadrul conferinței naționale e o strategie foarte clară de colaborare sub orice formă este posibilă cu formațiune politice, democratice, euroatlantiste, din bazinul electoral de centru-dreapta, liberal, creștin, democrat, conservator. Asta înseamnă și PNL? Asta e strategia politică pe care noi am adoptat-o. PNL cu PNL nu se poate sta de vorbă atâta timp cât este vasalul PSD. Singura condiție care se poate vorbi cu PNL este să rupă alianța cu PSD. Uh -huh. Dar nu s-o rupă așa cum a făcut-o Antonescu, că a plecat de la guvernare și a lăsat PSD-ul de la guvern. Nu. Să vină alături de noi, să depunem o moțiune de cenzură, să dăm jos guvernul Ciolacu, să formăm o altă majoritate. Uh -huh. Simțiți că se va întâmpla asta, sunt șanse, se apropie un an destul de complicat, iar PNL-ul, vedeți cum joacă în prezent, are o strategie de comunicare cel puțin destul de agresivă, s-a schimbat dar atitudinea față e de PSD. Agresivă, dar perfidă. În ce sens? Adică încearcă să mimeze că fac opoziție în interiorul guvernării. Vă dau un sigur exemplu. Cât a durat opoziția ministrului finanțelor care reprezintă PNL față de proiectul legii pensiilor? 20 de minute, vă spun. Atât a durat. Deși argumentele furnizate de Ministrul Finanțelor erau niște argumente care erau extrem de fundamentate, care țineau de proiecțiile bugetare pe anul 2024, dar mai ales pe anul 2025, și pe anul 2026. Adică, uh -huh. ei, Ministerul Finanțelor a făcut proiecțiile bugetare și a arătat cu precizie că. În cazul în care nu se restructurează cheltuielile, în cazul în care nu apar venituri suplimentare Fie din creșterea economică, fie din creșterea taxelor și impozitelor, este nesustenabilă creșterea asta de pensii. A durat opoziția Ministrului Finanțelor 20 de minute, atât a durat Ne apropiem de final, domnule Orban Jocul acesta pervers că tu faci pe partidul da. de opoziție că tu de fapt ești la putere Nu cred că mai poate să păcălească oameni da, dar uitați, Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL, spunea recent chiar aici la RFI că uh, formațiunea uh, sa ar fi dispusă să înceapă niște discuții, o eventual apropiere de uh, viitorul pol de dreapta după europarlamentare. E un semnal, nume personal, credeți? Nu, nu, nu. E o încercare de a mai menține alegători din bazinul de centru dreapta ca votanți PNL cu speranța că PNL va veni. Uh -huh. E cer oricăi român care crede, care nu suportă PSD-ul și care crede în valorile liberale, conservatoare, să nu mai voteze cu PNL atâta timp cât PNL este vasalul PSD. Oricum, trădarea comisă prin readucerea PSD la putere după ce PNL s-a legitimat în campania electorală din 2020 ca alternativa la PSD, iar sloganul a fost votați PNL scăpați de PSD, doar PNL poate să bată PSD, readucerea PSD-ului la putere și mai ales această amprentă uh, nocivă asupra guvernării pe care a pus-o PSD și pe care PNL a acceptat-o fără niciun fel de opoziție. În care, practic, actuala guvernare îi pedepsește pe toți cei merituoși, îi pedepsește pe toți cei care au inițiativă economică, îi pedepsește pe toți cei care muncesc serios, îi pedepsește pe toți cei care au rezultate, îi pedepsește pe toți cei care investesc, îi pedepsește pe toți cei care au performanță în economie. Este o mentalitate antiliberală. Dezvoltarea unei societăți se face susținându-i pe cei care. Duc lucrurile înainte, pe cei care își asumă inițiative, și asumă răspunderi, pe cei care creează afaceri, pe cei care uh, își exercită profesiile uh, pe care la pregătirea pe care au cu profesionali, pe cei care fac performanță munca uh, pe care o realizează. Ori, actuala guvernare îi pedepsește pe cei meritoși, uh, dând bani pomană unor categorii de oameni care sunt într-o situație, e adevărat, într-o situație socială de sărăcie, dar în mare parte datorită lor. Nu datorită, să spun, unei conjuncturi defavorabile, eu nu mai pot să înțeleg de ce se plătesc ajutoare sociale în condițiile în care pe piața muncii din România noi am ajuns în situația să trebuiască să aducem mână de lucru din Sri Lanka, să aducem mână de lucru din Vietnam, să aducem mână de lucru din Nepal, iar o mulțime de. în condițiile în care nu mai vorbesc că există milioane de români care ar putea fi readuși în țară pentru a satisface cererea de. -a. La ora actuală, criza forței de muncă din România este principalul element care împiedică. Noile investiții care împiedică dezvoltarea de noi capacități de producție, care împiedică o creștere economică sănătoasă bazată pe investiții private, pentru că nu se mai găsește mână de lucru, în special mână de lucru calificat. Am înțeles. Concluzia va aparține. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru prezență. Fostul premier Ludovic Orban, președintele formațiunii Forța Drepte, a fost invitat dimineții la RFI. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine la 9 și un sfert cu un nou invitat aici la RFI. Până atunci, numai bine! Matinalul E refii continuă, sunt almană 9.